Polițiștii locali aflați în patrulare în zona centrală a orașului au fost direcționați de dispeceratul instituției către Parcul Justiției, unde s-a semnalat faptul că o persoană sustrage flori. La fața locului au depistat un bărbat în vârstă de 65 de ani cu domiciliul în Timișoara, care dotat cu ustensile de grădinărit, scotea bulbi de la lele din parc. De altfel, acesta avea într-o plasă un număr de 25 de bulbi deja scoși. Bărbatul a declarat că intenționa să-i folosească în scop personal, cel mai probabil să-i planteze în grădină. Cel în cauză a fost predat polițiștii de la secția 1 pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Acesta nu este singurul caz de acest gen. De-a lungul timpului polițiștii locali au mai depistat persoane care sustrăgeau flori din zona centrală și din parcuri, din locurile publice precum Piața Victoriei, Filarmonică, Parcul Carmen Silva, Parcul Poporului.